sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. Bună, dragii mei, și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi este joi și vreau să încep un nou videoclip. Mi-am făcut aici un ceai, am băut cafeaua de dimineață. Acum este ceasul 1:01 și ceva și mi-am făcut un ceai să beau. Și vroiam să vorbesc puțin cu voi. Vroiam să vă arăt și ce floricele frumoase am primit eu acum câteva zile. Dar, din păcate, nu o să mă bucur așa mult de ele, pentru că mâine dimineață plecăm la mare pentru 3 zile și cu siguranță se vor usca până mă întorc eu, dar n-am ce să fac. Am programat concediul ăsta de vreo 2 săptămâni, a fost ceva așa spontan oarecum și vom pleca mâine dimineață, cred că pe la 6, dar până una alta vreau să le pregătesc copilașilor ceva să mănânce, să-i întreb să văd ce vor să mănânce. Vreau să vă arăt că am fost și să-mi fac unghiile ieri. Uitați să văd dacă se vede bine, nu prea se vede bine. Mi-am schimbat tipa la care îmi fac unghiile. Acum am mers la altă tipă, pentru că tipa la care am fost eu 5-6 ani, mă rog, nu mai știu exact, s-a reprofilat și nu mai face unghii și mi-am căutat altă fată. Tipa care mi le-a făcut e începătoare, face de un an de zile. Le-a făcut ok, nu pot să zic, dar făcând diferența cu tipa care mi-a făcut înainte, na, e un pic ciudat. Dar o să văd cât de mult îmi țin, cum se comportă și o să văd dacă merg în continuare la ea sau nu. Deocamdată sunt ok. Acum să vedem ce și cum. Îmi beau ceaiul ăsta, fac mâncare și după aia mă apuc de bagaje, pentru că eu când plec de acasă am impresia că mă mut. Îmi iau toate lucrurile cu mine să nu cumva să uit ceva, îmi fac listă, mă rog, e mai complicat la mine. Așa că haideți să vedem de ce mă apuc eu în continuare, continuăm vlogul și vedem ce și cum pe mai departe. Am pregătit și mâncarea, până la urmă am făcut niște paste pentru că asta au vrut copiii. Am făcut niște paste super rapide cu un sos pe care eu îl fac mai tot mereu, cu șciuperci, o puțină șuncă, ceapă și le-am călit pe toate în puțin unt. Am pus puțină sare, sosul de roșii cu busuioc și cam atât. Copiilor le place foarte mult această mâncare. Asta au și vrut, asta am și făcut. Așa, iubire? Da. Arată foarte bine mâncarea. Asta am să mănânc și eu astăzi la prânz. După ce termin aici de mâncat, mă duc să mă apuc de treabă, pentru că deja este ora 2 și eu n-am făcut mai nimic. Trebuie să fac bagajele, să ne pregătim. Și plecăm? Da! Unde plecăm? Mare. Yay! Cu barca mare. Mergem cu barca la mare? Da. Sper să mai găsim pe acolo să ne plimbăm cu barca. Și culoare și tatuaje. Că... Vrei tatuaje? Da. Că mi-a zis bunicul meu că a fost și el la... acolo la mare. Mi-a zis că sunt tatuaje. Și vreau și eu. Hai că vedem noi ce o să găsim. Hai să pap, iubita. Când eram mai mic la mare, am găsit tatuaje. Da, iubire. Poc, ai dat-o jos. Hai, pune-te jos să-ți dea mami alta să pap, da? Ia-și găsești tot câte ceva de lucru, numai să nu-ți ia să mănânci. Da. Hai, pune-te să pap, da? Hai, poftă bună. M-am organizat bine de tot și am terminat de făcut, cred eu, toate bagajele, sper. Aici mi-am pus haine, cred că să-mi ajungă o săptămână, dar mie îmi place să am de toate la mine. Sper din suflet să se închidă acest roller. Nu știu dacă voi reuși. Eu așa sper, mă rog, o să le ies eu acolo. Mi-am pus aici căștile. Poate editez un vlog când mă întorc acasă pe drum, pentru că facem aproximativ 6 ore și am tot timp să editez vlog. Sper să pot să fac treaba asta. Aici am molița Ștefaniei, care este pliabilă și este de foarte mare folos. Este micuță, practică, se folosește cu niște săculeți micuți, ca cei de gunoi, mă rog. Și o face așa și e foarte practică, adică pe noi ne cam ajută în concediu. Am avut-o cu noi și când am fost în Mallorca și a fost foarte practică. Când am fost noi în Mallorca, ea nu făcea pișu la toaletă. Acum face și la toaletă pișu, dar oricum pentru ea e mult mai comod. Se strânge și foarte, foarte rapid. Cu o mână nu pot să o strâng, dar o miște așa într-o parte și ea se închide. Foarte, foarte folositoare e. Aici avem gentuța de plajă în care am pus prosoape, cremă de plajă, papucei de plajă, mă rog, mai multe chestii. Aici mi-am pus eu hainele noastre și ale copiilor și ale noastre. Mi-am pus aici de toate, și haine subțiri și groase, rochițe, costum de baie,
cam tot ce avem noi nevoie pe la mare. Trebuie să-mi iau ăla după mine de călcat haine, pentru că nu le-am călcat, le-am băgat așa pentru că se șifonează până ajungem noi acolo, așa că mi-am chestia de călcat și le calc acolo super, super rapid. Aici am ochelarii mei de soare, care i-am cumpărat când am fost la Slatina. Asta să văd dacă pot să desfac o mână. Și îmi plac așa de mult. Haideți că am reușit cumva, cumva. Îmi plac foarte, foarte mult. Sunt murdar pentru că a pus Ștefi mâna pe ei. I-a bibilit pe aici, acum s-au dus la sora mea să se joace. Aici mi-am pus în porfard machiaje, perie de păr, prinzător de păr, parfum, cleme, mă rog, mai multe chestii. Și aici am geanta care îmi place foarte, foarte mult. Asta o să o iau eu seara pe faleză sau mă rog. Îmi place foarte, foarte mult. E micuță așa și tare simpatică. Și înăuntru, ca să nu o duc goală, am pus o gentuță mică de tot cu pastiluțe. Eu nu plec niciodată fără pastile de acasă, așa că mi-am pus pastile pentru copilaș, sirop, mă rog, pentru orice eventualitate să am acolo tot ce-mi trebuie. Și aici am geanta în care le voi băga pe toate, dar am zis să vă arăt cam ce îmi iau eu în concediu. Îmi iau foarte multe chestii pentru că mie așa îmi place și încă nu le-am pus pe toate. Trebuie să mai iau placa de păr, trebuie să mai iau de la baie masca de păr, șampon, mă rog. Mai multe chestii, dar am pus așa în mare cam ce mi-ar trebui. Asta e foarte încăpătoare geanta și foarte fain. O să-mi bag și căștile aici. Și o să mai îmi bag o borsetă din asta, v-am spus, cu șampon, cu gel de duș, cu mască de păr, că n-are sens să cumpăr altele noi pentru 3 zile. Așa că am terminat oarecum cu bagajele, mai bag măruntaie ce mai am eu de băgat pe acolo. Iubi face curățenie în mașină, după mergem să spălăm mașina și după le bag pe toate în mașină, pentru că mâine dimineață plecăm pe la 5-6, nu știu exact, pentru că noi facem vreo 6 ore până la mare și vreau să le las toate pregătite de astăzi seară în mașină. Mâine dimineață numai ne urcăm și am plecat. Așa că aștept să termine Iubi să pot să bag toate bagajele în porbagaj și cam atât deocamdată. Mițelina, să fii cu minte până ne întoarcem noi. Să fii cu minte tu. Motănel mic și frumos. Să aibă tata grijă de ei și de pisicuțe și de căței până ne întoarcem noi. Ei sunt cu minte, stau toată ziua numai toloniți, numai mănâncă. Așa tu. Ar sta toată ziua numai să-i mângâi. Să te joci cu ei. Așa tu, motănel mic. Au, nu mă mușca. Nu mă mușca. Tată, vizi. Gâli-gâli. Îi faci gâli-gâli, mami? Da. Fac gâli-gâli, pisi. Mici s-a... Mici s-a ascuns la umbră acolo, așa-i place. Uite, s-a băgat acolo, lângă copac, la umbră. O aduci tu? Eu o aduc pe cealaltă, pe asta de... Uite ce-i face lui Ștefi. Ce face? Uite, vrea să o prindă, să o muște, nu știu ce vrea. Ai grijă, ține bine, da? Miții! Miții e mare! Așa fain se joacă toate trei. Ia uite că acum se apucă de joacă. Da, una stă acolo, le pândește. S-a ascuns, da? Le pândească. Ia uite că vine și ea. Ia, te-am zis? A stat aici sub șezlong. Dar astea două așa fain se joacă împreună. Bine, el e motan și ea e pisicuță. Și cred că de aia se înțeleg așa bine. Uite ce fac. Vezi că te mușcă, Miții? Nu. Va te mușcă? Îl iubești pe Octi? Da. Du-te tu. Ștefi, unde mergi mâine? Zilu, mami, unde mergi mâine? Gădi. Nu mergi la grădi, mergi la mare, mami. Merg mare. Și ce faci la mare? Dau gând și iapă. Dau așa. Iapă. Te duci cu barca? Ia, duc, ia, barca, duc și, da. Nu mai știi ce să zici? Cu colacul te duci la apă? O să fie super, așa? Da, e foarte faină cazarea unde ne-am ales-o, e super top. Abia aștept să vi-o arăt și vouă. Cred că o să fac...
Cred că o să fac tot în acest videoclip și turul apartamentului, dar vedem. Să ajungem o dată acolo și vedem ce și cum. Am plecat la drum, e 6 și 6 minute, am plecat de vreun sfert de oră și ne-am oprit la PECO să plătim taxa de drum, să băgăm benzină și am plecat. Sper să ajungem ok, să ajungem repede, să nu avem aglomerat pe drum. Check-in-ul avem abia la ora 3, așa că o să ajungem pe acolo, cred eu că pe la 1, așa că o să avem timp să mergem să mâncăm, să ne mai plimbăm până reușim să ne luăm cazarea. Hai că vine și iubi cu taxa de pod și am plecat. Vă spun, dragilor, că am ajuns la apartament. Am intrat în baie și am zis să filmez de aici pentru că am o lumină mai bună. Suntem la o cazare care este extraordinar de frumoasă. Abia aștept să vi-o arăt și vouă. Oamenii care ne-au cazat aici sunt niște oameni extraordinar de ok și foarte, foarte sufletiști. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Să vă arăt piesa de rezistență în timp ce filmăm apartamentul. Este un apartament pe malul mării și cred că asta face toți banii, după părerea mea. Aici unde suntem în momentul de față este baia. Este baie făcută cu foarte mult bun gust, foarte, foarte curat. În tot apartamentul miroase extraordinar de bine. Deci, când am intrat în apartament, mi-a bușit un miros super, super mișto. Foarte, foarte ok este. Chiar dacă astăzi nu am avut neapărat o zi bună, pentru că ni s-a stricat mașina, ni s-a stricat radiatorul, am pierdut vreo 2-3 ore pe drum și am avut o zi foarte grea. S-a făcut 5 după masa, noi ar fi trebuit să ajungem în urmă cu vreo câteva ore, dar este bine și mai târziu. Când am ajuns la cazare, clar am uitat de toate lucrurile astea, așa că haideți să facem turul apartamentului pentru că este unul de vis. Haideți să ieșim din baie și să vă arăt restul apartamentului. În dreapta mea este un hol foarte, foarte mare, ne-a lăsat papucei, aici este baia și cum mergem în față, este un dormitor foarte, foarte mare și foarte spațios, la fel de curat, are un pat foarte, foarte mare. Vreau să vă arăt și aici vederea de pe geam, am încercat să deschid plasa, dar nu am reușit sau nu merge, nu știu exact. Aici avem și piscina la complex, doar că se plătește separat. Nu știu dacă mai e cazul să mergem la piscină pentru că nu e foarte, foarte cald, așa că nu vom face treaba asta. Aici este vederea din dormitor. Toate lucrurile din casă sunt foarte, foarte frumoase și parcă nu-ți vine să te atingi de absolut nimic pentru că totul este așa de curat și de frumos. Am intrat eu prima în casă pentru că am vrut să filmez acest tur, să vedeți toată cazarea pentru că merită. Am vorbit și cu oamenii de aici și le-am spus că voi face o recomandare pentru că chiar merită. Și haideți să trecem mai departe. Cum ieșim din dormitor, în dreapta avem un living extraordinar de mare și de frumos. Haideți să vedem. Iar priveliștea de aici cam așa arată. Acesta este livingul. Stați să prind un bec de undeva, pentru că nu mai știu unde erau. Să vedem mai bine pentru că pare destul de întunecat. Cam așa arată livingul. Vreau să vă zic că este senzație. Aici avem și televizorul, avem tot ce avem nevoie pe aici. Aici este un caietel în care au primit ei recenzii de la clienți și dacă doriți să vedeți cum se numește apartamentul, am aici un plian ceva. Este Summer Blue apartament. Vreau să vă arăt și ce ne-au lăsat în frigider, incluse în preț. Avem aici o sticlă de prosecco, bere, apă, suc. V-am spus, erau niște oameni super, super mișto. Aici au adus copiii deja jucărioarele. Aici avem o bucătărie mare, 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 care are tot așa o priveliște către mare și cam așa arată
pe geamul de la bucătărie, iar pe masă ne-au lăsat tot felul de snack-uri, de dulciuri. Pe lângă asta ne-au lăsat și colace pentru copii. Ne-au întrebat câți copii sunt când ne-am cazat și ne-au lăsat pentru fiecare în parte, foarte drăguț din partea lor. Toate aceste lucruri au fost incluse în preț, dar este ceva ce eu nu am mai întâlnit până acum la nicio cazare unde am fost și cred că este un foarte mare plus pentru ei, din punctul meu de vedere, adică așa ați atras clienții, după părerea mea. Aici ai tot ce ai nevoie, frigider, cuptor cu microunde, ne-a lăsat aici și cafea la dispoziție, tot din partea casei, aparat de cafea, plită electrică și tot ce vrei. Avem aici un tablou super mișto, foarte fain și colorat. Acum este destul de târziu și nu mai e o lumină așa de bună, dar o să mai filmez și mâine ceva să vă mai arăt, bineînțeles. Aici avem un televizor foarte mare cu Netflix, cu YouTube, cu tot ce ai nevoie. Avem aer condiționat acolo. Iar aici este un balcon super mare și super, super mișto, care vreau să vă zic că îmi cam dă palpitații, pentru că nu prea vine să mă apropie așa de el. În partea dreaptă aici avem ca un pătuț pe care l-au călărit copilașii deja, s-au jucat pe aici pe el, doar că nu prea îmi e tot una, pentru că balustrada este foarte, foarte aproape. Iar în partea asta avem două scaune și o măsuță foarte, foarte mișto, unde poți sta seara să bei o bere, un prosecco, mă rog, iar aceasta este priveliștea din balcon. Și cam atât cu turul apartamentului. Acolo în față văd că este un vânt foarte puternic și sunt foarte multe parapante, dacă nu mă înșel. Arată foarte mișto de aici, din balcon. Noi o să ne punem să bem o sticlă de vin, pentru că am făcut ceva vreme pe drum și ar fi și cazul să ne răsfățăm cu aceste imagini și cu acest sunet al apei, care este super. Așa că ne vom pune aici, cel mai probabil, și vom sta să ne relaxăm. Poate mai pe seară ieșim undeva, dar deocamdată vedem. Am vrut să vă arăt apartamentul, să vedeți cât este de mișto și cam atât deocamdată. Haideți să ne acomodăm și noi, să desfacem bagajele și după mai vedem noi ce și cum mai facem. Băieții noștri deja s-au acomodat acolo, sunt cu berea rece, nu mai aveau răbdare, s-au apucat de băut o bere și noi, eu cu sora mea, ne-am pus câte un prosecco să bem. Așa de bine intră după atâta drum lung și atâția nervi, parcă am uitat de toate lucrurile astea. Ne organizăm să vedem unde mergem să mâncăm. Nu prea mă mai ajută lumina să filmez acum după masa, pentru că s-a cam lăsat și nu se mai vede tot așa de bine, dar mâine vreau să încep un nou vlog și vreau să vă arăt toate lucrurile așa mai în detaliu. Just your little secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs. And now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal.